Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Romana Fărca și vă invit la incursiunea săptămânală pe covorul roșu al emisiunii Celebrity. Haideți să vedem care sunt principalele subiecte care se află astăzi în lumina reflectoarelor. În ediția de azi vom afla care idol al tinerilor este acum în căutarea unei rochii de mireasă, precum și cine este cel mai sexy bărbat al anului, conform revistei People. Aflăm cât de profitabile au fost filmele în care s-a implicat Natalie Portman, dar și dacă Nicki Minaj va primi sau nu propriul reality show. Toate acestea numai în cadrul emisiunii Celebrity. Toată lumea bănuia că finalul seriei Twilight avea să fie un mare succes, cel puțin financiar, pentru că seria nu prea pare să fie pe placul criticilor. Trebuie doar să vezi marea de corturi în care s-a stat la coadă la premieră ca să-ți dai seama cine va strânge un sac de bani. Cât de mare a fost acest sac, aflăm imediat! Finalul poveștii Twilight, și anume partea a doua a filmului Breaking Dawn, și-a croit drumul pe prima poziție a box-office-ului american cu încasări de peste 141 de milioane de dolari. Capitolul ce închide saga s-a clasat deasupra filmului cu James Bond, Skyfall, și a ocupat locul 8 în topul celor mai reușite premiere din toate timpurile. Uimitor este faptul că nu acesta a fost filmul cu cele mai mari încasări din serie, realizând un profit cu o idee mai mic decât cel realizat de New Moon în 2009. Alte filme au intrat în primele 10 ale săptămânii cu doar o parte din profitul realizat de Twilight, ca de exemplu Lincoln, regizat de Steven Spielberg, Wreck-It Ralph de la Disney și Flight, drama în regia lui Robert Zemeckis. Justin Bieber l-a întrecut pe rapperul corean Psy la numărul de vizualizări pe YouTube. Robert De Niro l-a luat la rost pe Jay-Z și Selena Gomez a luat cina în New York alături de senzația country Taylor Swift. Mai multe despre aceste subiecte în materialul următor. Se presupune că Justin Bieber este primul artist care a adunat 800 de milioane de vizualizări pe YouTube. Vedeta în vârstă de 18 ani a aflat vestea pe 16 noiembrie, când ultimul său single, Baby, a bătut recordul deținut de rapperul corean Psy. Conform relatărilor, Robert De Niro a fost văzut luându-se la ceartă cu rapperul Jay-Z la petrecerea la care au fost invitați cu ocazia zilei de naștere a lui Leonardo DiCaprio. Faimosul actor i-a spus domnului Beyoncé că este nesimțit pentru că nu a respectat înțelegerea de a înregistra o piesă pentru festivalul de film de la Tribeca și pentru că nu i-a returnat acestuia apelurile. Și nu în ultimul rând, se pare că Selena Gomez a apelat la cântăreața Taylor Swift pentru consolare în urma despărțirii de Justin Bieber. Frumoasele actrițe au fost văzute luând cina împreună în Los Angeles, unde, conform martorilor, au glumit, au râs și s-au consolat reciproc în urma despărțirilor suferite. Eleganța și rafinamentul trebuie să facă neapărat parte din repertoriul divelor de la Hollywood. Și niciunde acestea nu sunt mai atent observate decât pe covorul roșu, unde stilul vestimentar și chiar coafura și machiajul sunt atent disecate de cei mai critici ochi. Însă, niciunul dintre aceștia nu au reușit să găsească vreun cusur frumoase actrițe din următorul material. Este o actriță în vârstă de 24 de ani și este senzația momentului la Hollywood. A fost super în Superbad, a pus mâna pe fierăstrăul electric în Zombieland și ar fi făcut orice pentru dragoste în Crazy Stupid Love. Da, este vorba de Emma Stone. Iar aparițiile ei de pe covorul roșu au generat cel puțin tot atâta zoomzet cât au făcut și prestațiile ei de pe marele ecran. Aici o putem vedea pe Emma delectându-și fanii la festivalul de film din Deauville în 2011, purtând o rochie muștar închisă a creatorului Roland Muret Maxim, despre care criticii au spus că s-a potrivit perfect cu părul ei înflăcărat. Pentru promovarea filmului Zombieland în Los Angeles, ea a optat pentru o ținută mai vie, o ținută a creatoarei Alberta Ferretti, cu un spate deschis. Pentru defilarea pe covorul roșu la lansarea filmului The Help în 2011, Emma aproape că strălucea într-o rochie gri fără umer Chanel Couture, complementată subtil de o poșetă Chanel Roz. Dar 2012 a fost de departe cel mai bun an al ei. La Globurile de Aur a impresionat publicul cu o rochie tip sirenă de culoarea stafidei cu umerii brodați făcută la comandă de designerul Lavin, în timp ce la decenarea premiilor Oscar a preferat o rochie roșie Giambattista Valli Haute Couture. Apoi a urmat premiera hollywoodiană a noului film Spider-Man, unde Emma a avut părul prins la spate și a ales o ținută clasică Chanel albă cu înflorituri roșii. Atâtea lucruri minunate și actrița este abia la începutul carierei sale. Basmul albă ca zăpada și cei 7 pitici a avut de-a lungul timpului o serie lungă de interpretări cinematografice. Probabil una din cele mai neobișnuite a fost cea făcută de Rupert Sanders anul acesta cu Kristen Stewart în rolul principal. Se pare că această reinterpretare puțin gotică a celebrului basm va avea parte de o continuare, având unele mici modificări, printre punctele esențiale. You are the fairest, but there is another destined to surpass you.
Continuarea filmului de aventură Albă ca zăpada și vânătorul, lansat la începutul acestui an, se va face fără regizorul Rupert Sanders. Dar se pare că cei de la Universal vor ca actrița principală, Kristen Stewart, să revină în acest rol și se presupune că aceasta a acceptat deja oferta. Au fost unele dubii cu privire la cum va prinde formă cel de-al doilea film, având în vedere aventura dintre Kristen și Rupert. Dar după mai multe discuții, studioul a susținut-o pe tânăra actriță să meargă mai departe. Se știe că scenariul este gata pentru noul film și s-a hotărât ca producția să înceapă la sfârșitul lui 2013. Kristen Stewart poate fi văzută în cinematografe acum în ultimul său film, Twilight, Breaking Dawn, partea a doua. I'll never let anybody hurt you. Se pare că nu durează deloc mult să treci de la a fi idolul a milioane de copii și adolescenți până la a deveni iubirea unei singure persoane. Vedeta cunoscută în întreaga lume sub numele de Hannah Montana este în ultimele faze de pregătire pentru căsătoria cu actorul Liam Hemsworth. Care sunt indiciile care ne-au lăsat să credem acest lucru, aflăm doar vizionând materialul următor. Se zvonește că senzația adolescentină Miley Cyrus și-a ales o rochie de mireasă aparținând designerului Marchesa. De fapt, Miley și-a ales două modele din colecția designerului, iar acum are dificultăți în a rămâne cu unul singur dintre ele. Conform unor surse, cântăreața i-a abordat pe cei de la casa de modă în urmă cu ceva vreme pentru a-l cere un model original și este absolut încântată de ce a reușit ei să facă. Marchesa are o listă întreagă de staruri pe care le-a îmbrăcat, cea mai recentă izbânda lor fiind rochia de mireasă pe care Blake Lively a purtat-o la nunta ei cu Ryan Reynolds. Nu se știe deocamdată exact când plănuiește Miley să devină soția lui Liam Hemsworth. Dar un lucru este sigur, să nu-i cereți părerea tatălui ei, Billy Ray Cyrus, pentru că în ciuda a ceea ce scrie în presă, Miley spune că el habar nu are de planurile fetei sale. Liam Neeson nu va face un Taken 3, din păcate, dar va fi din nou băiatul cel dur într-o producție viitoare. Pentru ceva nou se pregătesc și Zoe Saldana și Anna Kendrick. Mai multe despre proiectele viitoare ale vedetelor de la Hollywood aflăm chiar acum. Anna Kendrick și Zoe Saldana au confirmat faptul că vor prezenta următoarea ediție a Independent Spirit Awards. Perechea va urca pe scenă în 27 noiembrie pentru a anunța câștigătorii din acest an ai titlurilor de cel mai bun film independent și cea mai bună prestație. Liam Neeson negociază la momentul actual pentru un nou thriller intitulat The All-Nighter. Dacă va semna un contract, vedeta în vârstă de 60 de ani va apărea din nou pe marele ecran în rolul de băiat rău, jucând rolul unui asasin care trebuie să-și protejeze familia în timp ce este urmărit de mafie. Unii critici sunt de părere că mai bine ar fi acceptat rolul din Taken 3. Și în cele din urmă, Ben Stiller a fost premiat pentru cariera sa cinematografică la cea de-a 26-a ediție a evenimentului Annual American Cinematic, care a avut loc în Beverly Hills. Vedeta din Meet the Parents a primit premiul de la alți actori de comedie din Hollywood, Eugene Levy și Martin Short, care joacă alături de el în comedia Madagascar 3, Europe's Most Wanted. Una din săgețile lui Cupidon s-a rătăcit și pe meleagurile hollywoodiene, unde a atins-o într-un mod cel puțin serios pe actrița Hilary Swank. Aceasta este într-atât de îndrăgostită încât se pare că deja caută să se mute cu iubitul ei la Paris. Asta deși relația lor este relativ proaspătă. Cât de proaspătă, aflăm imediat. S-ar părea că Hilary Swank plănuiește să-și cumpere o casă în Paris pentru a fi mai aproape de noul său iubit, Laurent Fleury. Deși au trecut doar două săptămâni de când deținătoarea a două Oscaruri a început relația cu agentul imobiliar francez, se pare că li s-au cam încins călcâile unul după altul. Dacă mai este cineva care crede că Swank este nehotărâtă, va fi surprins să afle că actrița se pare că a început să învețe franceza, să meargă la castingul pentru rolul în filme franțuzești și să-și scoată la vânzare casa din Pacific Palisades. Se presupune că valoarea acestei proprietăți de lux este de aproape 10 milioane de dolari. În prezent, actrița a început filmările pentru drama You Are Not You și pentru serialul Marty and Marta. În industria cinematografică, cuvântul cheie este colaborare și puține prietenii sunt mai importante decât cea dintre actor și regizor. Câteodată, lucrurile decurg atât de bine încât aceștia se decid să colaboreze și pe viitor. Urmează în minutele următoare să aflăm cum s-a derulat relația dintre Denzel Washington și regizorul Tony Scott. Regizorul lui Tony Scott i-a făcut plăcere să lucreze cu actori de încredere ca și James Gandolfini și Val Kilmer, dar actorul Denzel Washington este cel care a apărut pe cele mai multe pelicule semnate de acesta. Cei doi au colaborat pentru prima oară în 1995 pentru filmul de acțiune Crimson Tide, un film care a fost bine primit de critici și care a adus studioului un profit de peste 104 milioane de dolari. În ciuda acestui succes, cei doi nu s-au mai întâlnit decât 9 ani mai târziu pe platourile de filmare a filmului de suspans Man on Fire. După aceea au pornit un șir de colaborări, Deja Vu în 2006, The Taking of Pelham în 2009 și Unstoppable în 2010. We know each other.
I know how he works, he know how I work. You know, different situation was great. Now we're in New York, we're in the subway, underground, we're, you know, so it was an, so far, four films, I've had a great time every time with Tony. Din nefericire, Unstoppable a fost ultima lor colaborare, încât la data de 19 august 2012, Scott s-a sinucis aruncându-se de pe un pod din Los Angeles. Într-un interviu pe care l-a dat la scurt timp după tragedie, Washington a spus despre Scott că a fost un regizor extraordinar, un prieten adevărat și un om cu o pasiune extraordinară pentru viața și arta cinematografică. Faptul că frumusețea este trecătoare o știm cu toții. Acest lucru nu ne este confirmat și întărit de faptul că topurile cele mai sexy bărbați și femei din lume se schimbă dramatic de la un an la altul. Așa s-a întâmplat și cu topul celor mai sexy bărbați întocmit de revista People, revistă care anul acesta a crezut de cuvință să-i acorde onoarea lui Channing Tatum. Starul filmului Magic Mike, Channing Tatum, a fost desemnat ca fiind cel mai sexy bărbat în viață de către revista People. Actorul de 32 de ani a spus că atunci când a auzit vestea, a crezut că sigur cineva face haz pe seama lui, dar și-a dat repede seama că nu era nicio glumă. El a mai declarat că vestea nici nu putea veni la un moment mai banal, întrucât la uzul veștii, el și nevasta sa, Jenna Dewan, tocmai terminaseră de făcut baie câinilor. Dar veștile bune nu se opresc aici. Tatum va primi și titlul de starul anului în ediția lunii decembrie a revistei GQ, ca o recunoaștere pentru prestațiile sale din filmele Magic Mike, Jurământul și 21 Jump Street. Cel mai sexy bărbat al planetei va putea fi văzut în cinematografe în filmul G.I. Joe, Retaliation, începând cu luna martie. You want to make a difference. Make ready, let's go! În timp ce entuziasmul creat de victoria lui Barack Obama la alegerile de anul acesta se domolește, haideți să ne uităm puțin la vedetele care au interpretat de-a lungul timpului acest rol prestigios, și anume rolul celui mai puternic om de pe planetă, președintele Statelor Unite. Veți fi poate surprins să aflați că unii dintre acești președinți sunt chiar mai memorabili decât cei din realitate. În 1993, Kevin Kline a jucat rolul unui președinte ficțional, Bill Mitchell, în comedia Dave, în regia lui Ivan Reitman. Doi ani mai târziu a fost rândul lui Michael Douglas să-și asume rolul de președinte inventat numit Andrew Shepard în filmul The American President, semnat de Rob Reiner. Well, I thought what with being president and all. Sorry, sir, I didn't mean your pride. I thought we'd be doing cartwheels this morning, Lewis. John Travolta a fost pus și el în poziția celui mai puternic om din lume. Oarecum poate cineva să emane atâta putere pe marele ecran? Well, it's in the writing. And in the rehearsal, and as you get more comfortable with the dialogue and the character, it comes very effortlessly. Personajul interpretat de Travolta în filmul regizat de Mike Nichols, Primary Colors, președintele Stanton, se pare că a fost construit după modelul lui Bill Clinton. Însă cel mai bun președinte inventat din toate timpurile, genul acela de om pe care fiecare națiune l-ar vrea la conducere, este fără îndoială Josiah Bartlett, din mult premiatul serial The West Wing, interpretat de Martin Sheen. Însă cel mai greu lucru este să interpretezi un președinte adevărat. Greg Kinnear l-a interpretat pe JFK în serialul The Kennedys, iar Josh Brolin și-a încercat norocul ca George Bush Jr. în filmul W. It was fun doing the drunk scenes. You grew up in Wyoming. You should damn well know cattle. I mean, there you go. You fool me once, shame on you. Now fool me twice, and you can't get fooled again. Și Daniel Day-Lewis este pe cale să apară în cinematografe ca și Lincoln, în filmul cu același nume regizat de Steven Spielberg. Și acestea sunt doar o parte din starurile care au fost președinți de Hollywood. Deși statutul de star de cinema pare să le ocupe tot timpul, vedetele de la Hollywood își fac timp și pentru viața de familie. Iar dacă nu își pot rupe destul timp din programul lor încărcat, de exemplu, aduce la capăt o sarcină, soluțiile vin sub forma unor mame surogat. Elizabeth Banks a folosit și ea o asemenea femeie pentru cel de-al doilea copil al său. Ce a dus barza actriței, băiat sau fată, vedem în secvențele următoare. Starleta filmului Jocurile Foamei, Elizabeth Banks și soțul acesteia, Max Handelman, au urat bun venit pe lume celui de-al doilea copil al lor. Actrița de 38 de ani a anunțat venirea pe lume a băiețelului prin intermediul blogului său, dezvăluind faptul că a fost născut de o mamă surogat și că numele său este Magnus Mitchell Handelman. Elizabeth a mai spus că pe măsură ce se apropie ziua recunoștinței, are tot mai multe pentru care să fie recunoscătoare, fie că este vorba de lucruri personale, profesionale sau prezidențiale. Actrița a mai spus că este foarte recunoscătoare pentru faptul că a fost binecuvântată cu doi băieței, dar mai puțin recunoscătoare pentru toată treaba asta cu schimbatul scutecelor.
De multe ori, nu mărimea rolului, ci modul de interpretare este cel care îi aduce cel mai mare succes unui actor. Acesta a fost și cazul noi senzații a Hollywoodului, Johnny Simmons, actor care s-a remarcat mai ales prin roluri mărunte, dar perfect executate și al cărui viitor în lumea filmului pare să fie de acum unul asigurat. Actorul Johnny Simmons, născut în Alabama, și-a creat încet, dar sigur, o carieră solidă în cinematografie, interpretând roluri mici în filme mari. Tânărul, în vârstă de 25 de ani, a jucat în filme precum Even Almighty, Jennifer's Body, Scott Pilgrim vs. The World și 21 Jump Street. Însă rolul care promite să-l avanseze în carieră este cel interpretat în drama The Perks of Being a Wallflower. Deși a apărut în puține producții până acum, rolul său din acest film, alături de Emma Watson, cu care a avut o relație de scurtă durată în viața reală, nu a trecut neobservat. Următorul său film, comedia The To-Do List, apare în cinematografe în februarie. A sosit din nou momentul să vedem care sunt cifrele care se ascund în spatele unor roluri memorabile. Astăzi vom vedea cât de profitabile au fost rolurile interpretate de Natalie Portman, una dintre cele mai frumoase, dar și cele mai inteligente actrițe ale vremii. La numai 31 de ani, Natalie Portman a adus Hollywoodului încasări la box office de peste 3,5 miliarde de dolari, și asta doar pentru rolurile sale principale. De fapt, ea a început să câștige bani încă de la fragedă vârstă de 14 ani, odată cu debutul în filmul Leon, The Professional, care a avut încasări de peste 45 de milioane de dolari. Cele mai profitabile roluri ale ei au fost în filmele seriei Star Wars, care, în ciuda faptului că nu au fost îndrăgite de fani și critici, au adus un profit de peste 2 miliarde și jumătate din vânzarea biletelor. Trebuie să reținem că până și unei vedete ca Portman poate să-i meargă rău câteodată. Drama intitulată The Other Woman, din 2009, a avut un venit rușinos de doar 25.423 de dolari, o sumă care abia îi ajunge pentru a-și păstra Oscarul bine lustruit. Anul acesta, oricât ar fi fost de bun, a ajuns aproape de sfârșit, iar anii următori se arată cel puțin la fel de promițători. Mai ales că Michael Bay a anunțat că următorul său film cu țestoase ninja va fi un fel de Adventurous Zoologic. Mai multe despre asta, dar și despre părerea lui Anthony Hopkins despre premiile Oscar, aflăm în cele ce urmează. Michael Bay și echipa lui sunt de părere că filmul Teenage Mutant Ninja Turtles, care va apărea peste câțiva ani, va fi un succes de talia filmului The Avengers. Prin urmare, în 2014, pelicula va fi regizată de creatorul filmului Wrath of the Titans, Jonathan Liebsman. Anthony Hopkins a afirmat că procesul de decernare a premiilor Oscar este dezgustător, ca reacție la zvonurile despre câștigarea Oscarului de către noul său film Hitchcock. Hopkins, deținătorul unui Oscar pentru filmul Tăcerea Mieilor, este de părere că trofeul este mult mai mult un premiu de popularitate decât o recunoaștere a talentului actoricesc. Și într-un final, 20th Century Fox a amânat data lansării filmului 3D Independence Day, regizat de Roland Emmerich. Filmul trebuia să apară în cinematografe anul viitor, în iulie, dar există dubii serioase în această privință, fără nicio explicație din partea studioului, existând incertitudini și privind presupusa continuare a filmului. Atunci când atingi rangul de vedetă internațională, viața ta privată devine mai mult sau mai puțin de interes public. Iar atunci când ți se oferă și un reality show, intimitatea se transformă într-un veritabil moft. Acesta va fi și cazul cântăreței Nicki Minaj, în cazul în care va primi un reality show la o televiziune din America. Nicki Minaj este hotărâtă să spună adevărul, adevărul despre ea direct de la sursă. Cântăreața a primit o ofertă de a-și pune viața pe tapet în fața telespectatorilor din toată lumea. Un reality show difuzat de un post de televiziune din America va dezvălui fiecare mișcare pe care artista o va face. Și dacă mai scoate și o căruță de bani din asta, cu atât mai bine. Rămâne de văzut cum se va descurca la audiențe și dacă postul TV ce transmite emisiunea va considera că merită să investească bani în acest format TV. Cel puțin noi sperăm să aflăm detalii picante despre disputa pe care o are cu Mariah Carey, neînțelegere riscate în urma unor contradicții din cadrul emisiunii American Idol. Vești bune pentru toți fanii detectivului Sherlock Holmes. Surse sigure din cadrul proiectului au dezvăluit faptul că seria lui Guy Ritchie va avea parte de un al treilea episod. Informația a fost oferită chiar de asistentul marelui detectiv.
Jude Law a dezvăluit faptul că lucrează la un nou film din seria Sherlock Holmes, regizat de Guy Ritchie. Vedeta de 39 de ani care joacă pe Dr. John Watson, asistentul loial al lui Sherlock, spune că se lucrează la un scenariu chiar în momentul de față, deși nu a fost confirmată încă nicio dată de începerea producției. Jude Law a recunoscut că, deși el și Robert Downey Jr. vor face parte cu siguranță din film, s-ar putea să treacă ceva timp până își vor face loc în program, având în vedere că amândoi sunt băieți ocupați. Jude Law va mai apărea în cinematografe și în thrillerul Side Effects, regizat de Steven Soderbergh, jucând alături de Rooney Mara, Channing Tatum și Catherine Zeta-Jones. Este timpul să luăm o mică pauză, dar înainte să vedem cu ce subiecte ne întâlnim în a doua parte a emisiunii. După pauză vom vedea cum este să fii în centrul atenției pe covorul roșu la doar 12 ani. În final, după o punere în revista vieții amoroase a lui Jennifer Aniston, aflăm dacă aceasta este pregătită sau nu pentru o împăcare cu Brad Pitt.